Luna aceasta s-a împlinit un an de la dispariția lui Juice WRLD, așa că iubita lui, Ellie Lottie, a șeruit două scrisori pe care rapperul i le-a lăsat înainte să moară. Scrisorile au fost lăsate special pentru ea și pentru fanii acestuia. Ellie a găsit cele două scrisori în portofelul său în decembrie anul trecut, în timp ce se pregătea să plătească pentru outfitul pe care urma să-l poarte la înmormântarea acestuia. Prima scrisoare îi este adresată ei și conține următorul mesaj. Tu ești sănătatea mea, raiul meu, prima și ultima mea iubire adevărată, BFF-ul, casa mea, ești totul. Iar cea de-a doua scrisoare le este adresată fanilor. Am fost rănit pentru atâta vreme fără să fiu reparat. Voi m-ați reparat pe viață, deci nu vă pot pierde din vedere. Voi sunteți umbrela mea atunci când plouă, mă țineți departe de lacrimile mele și de durerea lumii. We love you too, Juice. Ai fost și rămâi un artist minunat. Monster, you get in my way, I'ma feed you to the monster. I'm normal during the day, but at night I'm too